Am să vă prezint un truc cu cărți de joc, folosindu-mă de acest pachet și de acest card transparent de plastic. Este un card transparent pe ambele părți, se poate vedea. Se poate vedea că este transparent. Am să văd că toate cărțile sunt diferite, este un pachet amestecat. Și o să alegem o carte de joc din mijlocul pachetului, să spunem că aceasta, un 10 de inimă roșie, pe care o să îl pierdem pe undeva prin pachet, o să amestecăm pachetul. Cred că este suficient. Și vom lua prima carte, și anume 2 de inimă roșie, pe care vom introduce în acest card de plastic. Da? Da? Și dacă scuturăm un pic, se transformă în 10 de inimă roșie, adică cartea rasă de spectator. Și acesta este trucul.